Cu ocazia zilei de 1 iunie, polițiștii de frontieră din cadrul STPF Caraș-Severin au organizat Ziua Porților Deschise pentru Copii, ocazie cu care au invitat elevii și cadrele didactice de la școlile orașului Oravița. Invitații noștri au fost foarte încântați de aparatura și elementele de tehnică din dotarea Poliției de Frontieră, încât au promis că o să vină și anul viitor.